Bineînțeles, stau și nevesc Și ca să nu mai lenevesc, să mă motivez și pe mine și poate de ce nu să vă motivez și pe voi, am zis să fac un clip în care să vă arăt și vouă cum fac curățenie în casă. Sper să fie un clip motivațional, sper să vă motivez și pe voi, pentru că dacă sunteți ca mine, azi am o zi liberă și aș vrea să fac atât de multe, dar în același timp nu prea am chef de nimic. Așa că probabil filmatul clipului mă va mai motiva. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă și să dați un like acestui clip dacă vă place și haideți cu mine la curățenie! Ca de obicei, ziua mea de curățenie începe prin a-mi seta un clip pe YouTube după care scot vasele din mașina de spălat. Le pun pe toate la locul lor, destul de multe, dar norocul meu cu mașina de spălat vase este cea mai bună investiție. Le pun pe cele murdare în mașina de spălat vase. Eu, pentru, ca și capsule pentru mașina de spălat vase, le folosesc pentru cele, pe cele de la Fairy. Mi se par cele mai bune, mai bune decât finish. Le-am încercat și pe cele din Lidl, dar nu mi s-au părut că fac o treabă bună, așa că am renunțat la ele. Probabil le vom mai consuma pe cele care le mai am, după care aia e. Urmând ca următor pas să spăl foarte bine chiuveta și bateriile, eu am o chiuvetă neagră din aceea din compozit pe care tot timpul, tot timpul sunt urme albe de uh, calcar. Am observat că detergentul, spray acela de uh, bucătărie din Lidl chiar face o treabă destul de bună și curăță foarte bine acele urme de uh, calcar. Uh, bineînțeles, mai pun lucrurile la locul lor. A urmat uh, uh, curățirea, să zic așa, a cafetierei și a blaturilor. Pentru blat folosesc orice detergent de bucătărie sau de sticlă, dar am o lavetă cumpărată din Lidl specială pentru sticlă, care mă ajută cu blatul din granit, ar rămân tot felul de urme pe el și bineînțeles că curăț și dulăpioarele. Acolo am niște cumpărături de la Lidl care urmează să le pun la loc. Trec la fel la pusul cumpărăturilor la loc și încep cu curățenia în living. Bineînțeles, pun lucrurile cât de cât la locul lor. Am încercat eu să fac o chestie aici, să acopăr și mânerele canapelei cu pătura, dar nu prea mi-a ieșit cine știe ce, așa că am renunțat și am pus-o din nou așa cum o puneam de obicei. Știți că vă spuneam eu într-un vlog că am acele pernuțe pătura care sunt la fel și covorul. Ei bine, covorul e mai ver verzui, covorul nu e același albastru, dar aia el folosesc. Șterg plaful, bineînțeles, cu șervețelele umede de la Lidl, cele de la V5 pe care le vedeți tot timpul în clipurile mele cu produse terminate. Sunt foarte bune pentru orice suprafață. După cum vedeți, eu le folosesc și pe palul acela al etajerei, dar și pe șemineu, și pe mobila din uh, Ikea, și pe aparatura gen PlayStation, Xbox-ul lui Kevin. Uh, cam pe majoritatea suprafețelor. Bineînțeles că trecem la aspirat și la fel o investiție foarte bună a fost aspiratorul de la Dyson. Este foarte ușor de folosit, are o putere destul de mare, curăță destul de bine, inclusiv acel covor pufos în care intră mizeria înăuntru, dar acesta are puterea să curețe destul, destul de bine și este foarte ușurel. Trec acum la curățatul pervazului. Acesta nu mi-a -mi mult, mult timp, doar că mai sunt lucruri care nu sunt puse la locul lor și bineînțeles că miud -mi florile, de fapt pe acel pervaz am doar orhidee, cărora le merge foarte bine acolo pe pervazul geamului. Au soare, așa, semi-direct în dupamieze, dar au lumină continuă și asta le face destul de bine. Bineînțeles că trec acum la mopuitul podelelor, la ștersul podelelor. La fel pentru acest lucru am o găleată de la Lidl, din aceea cu... care se învârte așa și stoarce foarte bine mopul și pentru curățarea podelelor eu folosesc um, un, o soluție de la Flash. Îmi place foarte tare. Am încercat-o și pe cea de la Lidl, numai că mi se pare așa foarte subțirică. Mirosul nu persistă cine știe ce. Iar pentru miros în apa podelelor eu mai pun și... Uh, zoflora. Trec la dormitor, nu am schimbat lenjeria pentru că fusese deja schimbată, doar am așezat-o așa pe, pe, pe pat și pe, cam atât cu lenjeria. Bineînțeles deschid geamul pentru a aerisi și dau draperii la o parte pentru că mie îmi place să fie lumină în casă și îmi place foarte tare că această casă este luminoasă. Îmi fac curățenie pe noptiera mea și pe măsuța de toaletă, unde sunt foarte multe lucruri ne la locul lor, să spun, să spun așa, pentru că, na, umblând, le lăs acolo și după care se vede așa o dezordine. Așa că pun toate lucrurile de pe măsuța de toaletă la locul lor și, bineînțeles, șterg măsuța cu acele șervețele de la W5 pe care le folosesc de obicei în curățenia casei. Am și un spray din acela de mobilă, dar nu știu de ce m-am obișnuit mai mult cu acele șervețele. Pun toate lucrurile de pe podea, le pun pe pat, bineînțeles coșul de rufe care trebuie pus la locul lor și o să intru și în această cameră cu aspiratorul. La fel, după cum vă spuneam, intră foarte ușor sub pat, sub orice, în orice loc, trage foarte bine din colțuri, e o investiție foarte bună, chiar dacă a costat un pic mai mult. Șterg și noptiera soțului și pun lucrurile la loc și bineînțeles că spăl podeaua, având grijă ca totuși mopul să nu fie foarte, foarte îmbibat în apă. Cam așa arată livingul după ce am făcut curățenie în el. Sper că v-a plăcut clipul. Dacă da, ne vedem data.